cercetarea de teren postdoctorală realizată între 2012 și 2014 în Istanbul. În total au fost vreo 14 luni împreună, dar nu e o perioadă continuă din 2014 până în 2012 până în 2014. Sunt 3 luni, m-am întors la Londra, am revenit la Istanbul. Ce e de menționat la câteva din numele unei reviste de modă, am participat ca băgător de seamă, persoana care calcă haine, traduce genul ăsta de interacțiune. Deci, în seara, e singurul moment în care eu l-aș putea defini ca observație participativă. Însă, pentru că genul ăsta de afaceri despre care o să vă vorbesc era o mare parte a afacerilor digitale, o parte din etnografia mea e, de fapt, ceea ce se numește etnografie online. Deci, timpul alea când nu mă întâlneam, perioada în care nu reușeam să mă întâlnesc cu nimeni, pentru că femeile din această modă, de acest sector de modă, sunt, adică nicio surpriză aici, sunt foarte ocupate. În rest, deci, când nu reușeam să mă întâlnesc cu ele, stăteam tot timpul pe social media. Afacerile lor sunt, în primul rând, prin desfășurate prin Facebook, Instagram, postează foarte mult pe Twitter, folosesc timpul prezent, dar țineți minte că e despre 2012-2014. Ei, și pentru mine era o sursă foarte bună de informații, nu doar materialul vizual pe care îl postau, ci și toate comentariile pe care le provocau aceste prezentări, care nu erau neapărat despre produsele pe care le dau, erau, și o să devină mai târziu clar de ce, erau și despre ele ca persoane religioase. Cam asta a fost ca tip de cercetare, o combinație între cercetarea aia obișnuită, clasică și etnografie online. Iar, cum am spunea, că nu am avut multe ocazii de făcut observație participativă, au fost însă multe ocazii de făcut observație, și de ciulit efectiv ochii. Eu nu sunt fluentă, foarte fluentă în limba turcă. Asta înseamnă că interlocutorii mei nu sunt foarte siguri cât înțeleg. Și asta eu am folosit tot timpul în avantajul meu. Înțeleg 100% ce mi se spune, mai puțin termeni super religioși, concepte foarte religioase despre care la momentul respectiv nu aveam prea multe cunoștințe, atunci când am pierdeam firul, dar în rest eram capabilă să înțeleg toate conversațiile și să notez cum faci când ești străin și ai spus asta când înțelegi bine limba, să notez niște cuvinte cheie și să fac ca să-mi scriu notele. Deci asta a fost cumva în avantajul meu. O altă chestie care trebuie menționată iarăși la început, când tocmai pentru că eu am mai făcut teren în Turcia, aveam Turcia, cum vorbesc că știți, e o țară care e divizată pe mai multe linii din asta de diviziune, dar una dintre ele e cea între cei care sunt mai degrabă secular, pentru care poate să asta nu înseamnă că nu sunt religioși, nu manifestă în public religiozitatea lor, și cei care sunt religioși conservatori, cei care își arată religiozitatea și în public. Odată ce eu eram intrată în acest nou teren despre onda islamică, ca străină, dar o străină care a mai fost în Turcia, știe ceva turcă și a mai fost și a învățat despre cum trăiesc și cum desfășoară afacerea asta femei care sunt religioase. Și cartea pe care am reușit eu să o joc a fost faptul că vin dintr-o țară care e pentru turci ortodoxă, nu conservatoare din punct de vedere religios, ca țară ortodoxă. Eu au găsit ele, interlocutoarele mele, nu trecea prin cap să subliniez lucrul ăsta, au găsit ceva comun între toate lucrurile care m-au făcut respingere străină, neturpaică, nemusulmancă. Au găsit ele, în faptul că vin într-o țară ortodoxă, conservatoare din punct de vedere religios, au găsit un motiv să mă adopte curaj și să mă privească mai mult de empatie decât dacă aș fi fost doar în acele categorii. Na, pentru că spuneam că sunt o muncă, niciodată n-aș fi fost considerată vestică, dar eram iarăși o ciudățenie când proveneam de la o universitate vestică, dar cu o altă naționalitate. Deci asta a fost ca poziționare, cum am reușit să fac cercetarea asta și celălalt avantaj, ceea ce am jucat chiar la reușit, chiar să joc în avantajul meu, față de străini care nu față turcă, eu cât de cât mă descurcam cu turca, chiar dacă nu știam exact. Deci asta a fost pentru că cumva răspuns la invitația Cătălinei de a vorbi despre ce fel de cercetare am făcut. Cu ce aș vrea eu să încep și eu să nu fi iureț cât vorbesc eu. Sunt două filmulețe. Sunt alea numele revistei pentru care am făcut și o voluntară. E prima revistă de modă islamică lansată în Turcia în 2011, la o jumătate de an înainte să încep pe terenul. M-a ajutat să-mi structurez foarte mult, mi-a dat posibilitatea să cunosc persoanele care erau în sectorul ăsta. Dar o să încep cu o definiție simplă. Deja vedeți la ce fel de haine mă refer în filmulețul ăsta și o să vă arăt multe poze. Dar ca definiția cea mai simplă, moda islamică ar fi s-ar referi la haine care lasă puține părți ale corpului descoperite și le-ar permite musulmanilor practicante să fie și în același timp la modă și să-și cultive și să-și facă vizibilă religiozitatea. Deci cumva să fie și modeste și moderne în același timp. Din punct de vedere estetic, hainele astea experimentează, sau creatoarele lor experimentează cu influențe fie din est, fie din vest. E o combinație, e greu de folosesc diferite materiale, diferite stiluri. N-are niciun sens să încerci să spui că sunt haine islamice cu influențe vestice. Sunt pur și simplu haine islamice, dar și aici devine adjectivul ăsta islamic devine foarte problematic. Și toate problemele în jurul acestui tip de modă sunt legate de modul în care se încearcă să se articuleze în modă și religiozitate. De ce subliniez lucrul ăsta? Pentru că noi suntem obișnuiți să asociem moda cu ceva, un fenomen vestic. În ziua de astăzi, așa cum vorbim de multiple modernități, putem să vorbim și de multiple sisteme de modă. Deci, premisa la care am plecat eu a fost de la început că această modă islamică e un tip de modă. Și precizările pe care vreau să le fac, o să vedeți, sunt haine care sunt la modă în Turcia. În alte țări musulmane, arată, din punct de vedere stilistic, arată altfel și pentru că pornesc de la alte modalități de a concepe ce e potrivit din punct de vedere religios pentru a exprima faptul că ești un musulman practicat. Deci, sunt stiluri diferite. Pe de altă parte, nu toți cei care sunt musulmani subscriu acestui principiu că ar trebui să-ți manifesti religiozitatea și din tipul de haine. Poți să fii musulman sau musulman fără neapărat să ai genul ăsta de haine, indiferent de ce tipul de haine folosești. E un sector care s-a dezvoltat foarte mult în toată lumea și firme ca Dolce & Gabbana, Și piața asta e în continuă creștere, sunt rapoarte care o estimează la, nu știu ce aici, în care valora până, ar putea să valoreze până în anul 2020 327 de milioane de dolari. Deci, aparent e ceva care te poate ajuta, îți poate facilita dezvoltarea unei afaceri. Pe de altă parte, și revin la acest cea mai devreme, alăturarea asta între modă și islam e problematică. Deci, e o piață care promite, e o piață care se dezvoltă, din punct de vedere financiar, mai avea de ce să intri. Dar, pe de altă parte, ca și concept și ca și practică, moda islamică e problematică. E contestată de foarte mulți și nu doar de persoane religioase conservatoare, care chiar nu înțeleg și refuză mare parte din genul ăsta de stilizare a hainelor islamice. Dar poate să fie foarte condamnată, e asociată destul de repede cu celălalt musulman, celălalt care într-o lume post 2001, 9/11, tot ce e legat de a fi musulman e problematic pentru mulți, e tot timpul semn de terorism, radicalism, ai toate lucrurile astea care le invocă termenul islam. Deci e și condamnată din punct de vedere religios, e și ținută la distanță din punct de vedere politic. Cei care practică acest tipul ăsta de modă sunt condamnate pe motive religioase, sunt considerate victime ale modei și persoane care fie nu au avut niciodată, nu au fost niciodată pioase, fie egravioase, fie și-au pierdut din adoptarea unor astfel de haine. Deci, repet, din punct de vedere economic, poate fi un sector promițător și dovada că se dezvoltă e promițător, dar ce m-a interesat pe mine ca antropolog a fost ce presupune să faci o astfel de afacere când ai imaginea asta de modă islamică ca fiind ceva oximoronic, ca fiind ceva problematic. Afectează într-un fel modul în care îți desfășoară activitatea, ce fel de haine produci, cum le creezi, cum le prezinți, ce fel de modele folosești. Nu știu, s-a văzut asta? S-a văzut. Deci, și dacă ești... Deci, întrebări legate de mărfuri ca atare. Cât de mult poți să te depărtezi de un model ideal? Și în cazul Gucci există un model ideal. O să vorbesc despre ideal. Dacă ești pe lângă întrebările astea, ce creezi, ce produci, ce fel de materiale folosești, ce fel de modele de inspirație alegi, dacă tu ești în același timp și o practicantă, dar ești și o femeie religioasă și în același timp ești și un actor economic pe piață, ce presupune asta că poziționarea ta față de alți competitori, față de comunitatea ta și are un impact la nivel individual, dacă tu ești acuzat că nu mai ești o persoană religioasă, pentru că a început să porți hainele astea și poate mai mult când începi să le produci și să le promovezi pe social media. Deci ai genul ăsta de expunere pe care oferi social media, e benefic pentru desfășurarea unei afaceri, dar atâta timp cât tu ești persoana religioasă și modestă, supraexpunerea asta pe care o aduce social media ridică probleme sau nu? Deci cam asta a fost genul de întrebări. Asta a fost genul de întrebări de la care am pornit eu. Într-un fel, e un proiect de antropologie economică clasică, când te gândești că o afacere e tot timpul, poate să fie mai mult decât o afacere și încerci să vezi, din perspectiva asta antropologică, ce alte lucruri sunt importante când desfășori, mai ales o afacere într-o astfel de zonă destul de delicată. Pe de altă parte, Turcia e, și asta iarăși m-a ajutat foarte tare, întrebările astea s-au construit și pentru că Turcia e un caz particular. De fapt, eu aș zice că e mai degrabă un caz ideal pentru a studia sau a încerca să găsești răspunsul la tipul ăsta de întrebări. În primul rând, sectorul Și asta de ce? Pentru că ai în anii 80 mișcarea de renaștere islamică s-a avut foarte multe adepte și procesul acesta de lucrare și de subscriere în principiile acestei islamice în care tu nu mai ești obligat de cineva să adopți genul ăsta de haine, dar și din contră e o alegere conștientă și alegerea aceasta de a-ți manifesta religiozitatea presupune și un anumit tip de haine. Nu se mi doar că le descriu. Deci în anii 80, când începe mișcarea de renaștere islamică în Turcia, odată cu tot discursul religios e inventată și un tip de sunt inventate niște haine potrivite pentru femeile care recunosc principiile astea promovate de mișcarea de renaștere islamică. Și asta în Turcia au constat, în alte părți în Egipt, în Iran, la alte variante, dar în Turcia, deci din anii 80, odată ce apare renașterea islamică, au fost două elemente principale. O eșală foarte mare, foarte largă, obligația era să acopere complet părul, să nu se vadă niciun fir de păr și asta însemna că acoperea ei, era așa ceva foarte clar în jurul capului și foloseai tot felul de ace ca să stea strânsă. Aveai o lobonetă care îți ținea părul și aveai eșală deasupra care îți acoperea totul. Și era foarte largă și lungă. Ideea era să se acopere și pieptul, tocmai ca să fii și mai modest. Și eșarfa asta era combinată cu o haină foarte largă și lungă, ceva așa, poni până în pământ, care era destul de largă, urma foarte lung formele corpului. Și erau materiale groase, închise la culoare sau puțin mai târziu, o formă foarte austeră, un tip foarte auster de a te îmbrăca. Culorile care se audau puțin mai târziu, la începutul, la sfârșitul anilor 80, sunt și astea multe, sunt tot felul de bleu-uri, culori pastelate. Dar, în același timp, pentru că sunt mai multe, din ce în ce mai multe femei care subscriu acestei noi conceptualizări a islamului, se dezvoltă și o piață care oferă tipul ăsta de haine. De la început sunt mici firme, mici ateliere ale unor persoane religioase care produc pentru femeile din familia lor, din cartierul lor, însă treptat ajung să fie firme foarte mari și prima care crește și foarte tare, spectaculos, e o firmă care se numește Tech Beer, din brand se numește Tech Beer, care e un nume pentru un fel de a spune că Allah e mare. Deci, din registrul religios, e consolidat și folosit ca marcă și nu doar că oferă tipul ăsta de haine, tocmai pentru a intra și a face atenția și a avea succes din punct de vedere economic, firma asta e prima care organizează prima defilare de modă islamică și provoacă un super scandal în Turcia. Asta a fost primul, e organizat în 91-92, am găsit dată fie din 91-92, sigur, în ajutorul 90, scandal foarte mare, dacă până atunci scandalul era în jurul acestor haine ca simbol politic, simbol al islamului politic, odată cu prima defilare de modă devine o discuție care are doar o dimensiune politică, ci și una pregnant morală, religioasă, legată de această nouă creație modă islamică, care n-ar trebui să existe. Și discuția asta continuă până în ziua de astăzi. Un alt moment crucial a fost, și asta e foarte apropiat de terenul meu, și a fost important pentru mine ca și reper istoric, în 2011 lansarea acestei prime reviste de modă. Asta e coperta primului număr. Are genul de modestie care era cumva de așteptat de la musulmancă practicantă, modelul ei nu are niciun, nu e musulmancă, costumace este europeană. Ele sunt, în primul rând, folosite pentru că au ochi deschiși la culoare, chiar la deschise și sunt foarte ieftine față de niște modele cunoscute vestice. Numai că, deci, dacă prima copertă e cât modestă, chiar dacă cu rozuri și vedeți și pantofii și gentuța, deci deja am trecut de modestie. Următoarele coperți cam pierd din genul de modestie afișată la început și creează de ce în ce mai mult scandal. Asta, de pildă, e din 2012, cred că din 2014, că la numărul, nu mă țin de, la numărul ăsta am participat și eu. Și poza asta, pentru că femeia e atât de senzuală, e ucraineancă, a provocat iară scandal în Turcia, dar mai degrabă prin cei religioși conservativi. Asta iarăși am pus coperțile de la numărul la care am participat. Asta mă urmă de mireasă. Și genul ăsta de fotografii devin foarte problematice. Cei care au revista asta de modă sunt puși cumva la zid, mai ales de către persoane religioase conservatoare. Nu ai voie să faci așa ceva, islamul ne spune altceva, modestia islamică înseamnă altceva. Încă există asta, n-aș putea să spun cât de succes e, pentru că cifrele pe care le-au prezentat patronii acestei, cei care produc afacerea asta, au fost mereu supraestimate și nici femeile care lucram eu nu vedeau așa ceva. Cât de populare, nu știu, există încă pe piață și asta există acolo în 2012 sau 2013, că e acolo. Asta sunt câteva poze de la cum se făcea revista. Ei. Deci ai... E interesantă Turcia pentru că sectorul ăsta a fost atât de dezvoltat, de mult înainte de dezvoltării din alte părți, e și acum foarte, acum în 2012, 2014 și 2019, de fapt. E foarte vivace, sunt firme care intră, ies, sunt firme care prosperă, au crescut foarte mult. De altă parte, Turcia mai aduce ceva, modul ăsta de a combina islam și modă, are loc într-o țară în care hainele islamice au fost, când ai proiectul tău de țară, de a construi o țară modernă, Atatürk, proiectul de Atatürk, primele semne pe care încerci să le elimini în nou spațiu al unei țări seculare, moderne, sunt hainele religioase. Nu e interzis pentru femei, deci sunt interzise cele pentru bărbați, pentru femei, spun istorici și sociologi și antropologi pe care i-am citit, se pare că așteptarea era să izbucnească, să fie o revoltă foarte mare și atunci că s-au băgat la interzicerea hainelor pentru femei, dar sunt marginalizate în spațiu public persoanele care, ca să ai un spațiu, să fii participant din, sau să intri în sfera publică în această nouă țară seculară, modernă, trebuia să fii îmbrăcat în haine europene, și ca femeie trebuia să te poți valoriza. Lucrurile astea s-au accelerat și mai tare, au devenit și mai problematice odată ce apare acest curent de renaștere islamică, statul secular și care foarte tare, interzit, deci e o țară față de celelalte țări musulmane în care există modă islamică, asta e singura în care a purta astfel de haine a fost interzis aproape 2 decenii și a fost interzis pentru funcționarii publici și pentru studente. Deci, iarăși, tot felul de pensiuni care se adaugă la pensiunea asta pe care o creează combinația dintre modă și islam. Și cireașa pe tort a fost apariția acestei reviste, Ala, prima, și creșterea, una că s-a dezvoltat foarte mult social media, modul în care practicantele acestea care sunt interesate să aibă o afacere au folosit și folosesc în continuare social media pentru a promova genul ăsta de imagini, deci practic sunt peste tot și pot fi accesate oricând, a alimentat foarte tare dezbaterea asta morală despre și, de fapt, critica foarte puternică. Poate să existe așa ceva, nu ar trebui să existe, cele care o practică nu mai sunt deloc religioasă. Deci ăsta e contextul care pe mine m-a interesat, ceea ce în prezentarea asta denumesc la dilemele antreprenoriale. Da, dilemele pe care le discut eu, o să dau exemplu și de dilemele pe care le prezint eu sunt, în primul rând, al ultimului grup de actori economici intrați pe piața asta. Sunt femei de obicei tinere, undeva între 20 și 40 de ani, nemulțumite de hainele care le se oferau, haine prea șterse, prea nelegate de mainstream fashion, nici în termen de materiale, nici în termen de croieli, nici în termen de culori, haine care lor mi se păreau doar demodate sau fără nicio legătură cu moda, dar și proaste calitativ, făcute într-un mod cu multă neglijență, tocmai pentru că nu se așteptau nici producătorii mai degrabă religioși conservatori, nici cei noi intrați mai degrabă seculari, nu se așteptau ca aceste femei să fie interesate de modă sau să aprecieze sau să dorească niște haine de calitate. Deci ai un grup de tinere care sunt nemulțumite și pe care în același timp sunt nemulțumite de ce li se oferă lor ca pe piața asta de produse destinate sărmacelor practicante, dar sunt nemulțumite și de faptul că trebuie să alerge pe la toate magazinele gen Manolo, Zara și să caute tot ce e foarte lung, tot ce e foarte larg și sunt lucruri care le deranjează și la un dat apare decide. Astea erau poveștile când întrebam cum ați pornit afacerea, când și de ce. Sunt multe care au decizia că la începutul anilor, la sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, iau decizia să intre și ele pe piața asta, cumva să fie arbitrii estetici și să hotărească ce poate fi la modă și ce poate fi plăcut de către cele ca ele. Nu e întâmplător că bunul ăsta și intrarea lor, de fapt, se întâmplă la sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, e și perioada în care partidul religios conservator, care e și acum la conducere în Turcia, își pune mult mai pe față proiectul acela mare de a transforma Turcia, de a crea o Turcie, valoroasă, dacă până atunci erau la început, cât de-abia câștigaseră puterea și erau cât de cât pro-europeni, pro-deschiși și nu discutau foarte tare și nu încercau să impună foarte tare un anumit stil de viață în Turcia. Asta e perioada în care cumva se stabilizează o nouă elită economică și politică în Turcia, cea provenită din partea religios-conservatoare. Și moda devine o nouă arenă culturală care are acest război între seculari, între elitele seculare și între elitele religios-conservatoare. Și asta se vede și cât crește, cât de mult crește piața asta și cum se diversifică. Dacă pentru perioada de început era mai degrabă destinată unei... Deci fie avea hainele astea foarte simple, care nu prea aveau treabă cu moda și nu știu că puneau să aveau treabă cu moda. Cele care respectau genul de modestie așteptat de la hainele islamice, fie avea chestii foarte extravagante care erau destinate burghezii noi, burghezii islamice, noi burghezii vers. Nu exista ceva de mijloc. Ei, tinerele astea, la sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, își propun să acopere cumva plaja asta lipsă, deci un fel de democratizare a modei, dar nu în sensul ăla de care ne e nou mai familiar de gen firme ca Zara care iau trendurile la modă și îl fac mai ieftine și democratizează în sensul că deschid produse noi către un public foarte larg. Aici democratizare mai degrabă înseamnă accesul unor musulmani și practicante din straturi diferite ale societății la tipul ăsta de haine și prin faptul că produci lucruri care nu sunt așa de scumpe, vinzi din rate, ai discounturi, tot felul de modalități de a democratiza moda. În perioada în care am făcut eu, terenul 2012 2013-2014, terenul e făcut în Istanbul, în primul rând acolo e halul pentru posta de modă. Nu erau de fapt foarte multe practicantele acestui tip de modă, cele care desfășurau afaceri la scară ceva mai mare și să fie vizibile pe social media. Nu erau foarte multe. Estimarea mea, bazată atunci pe cine participa la ce evenimente, câți, ce fel de public aveau pe social media, cât de mult ziceau ele cuvânt. Estimarea mea era, pentru perioada aia, erau cam 30 de femei foarte vizibile, cu niște afaceri care, mare parte, porniseră de la un cont pe Facebook, un cont pe Instagram și tot crescuse în câțiva ani, dar în continuare se desfășurau în primul rând pe, prin social media. Creșterea însemna fie alt atelier, fie angajezi dai la atelierului tău micuți la proiectare să-ți facă hainele, dar în același timp, deci chiar dacă erau ca anvergură, erau destul de modeste, pe social media aveau zeci de mii de followers. Ajungeau la foarte, foarte multe persoane. Cifra de afaceri nu am preluat niciodată, pentru că mi-a fost teamă că se cam rupe relația dacă nu spre direcția asta. Lăsam mereu să aprecieze sau să vorbească despre cât de profitabile sunt afacerii. În termeni sociologici, mare parte din grupul ăsta ținut al meu, 20-30 de persoane, erau din clasă de mijloc la partea de mai de jos. Mare parte din ele începuseră să acopere în adolescență. Erau câteva care intraseră, de fapt, se acoperiseră după ce intraseră și deschiseseră afaceri în sectorul ăsta al modei islamice și erau foarte criticate. Erau, pe lângă acuzația care li se aducea tuturor că nu mai sunt persoane religioase, cele care adoptaseră valorile islamice după ce deschiseseră afaceri în sectorul ăsta de modă, erau poate mai blamate că de fapt au adoptat costa de haine ca strategie de marketing, că n-au nicio legătură cu religiozitate. Deci ca background, cam ăsta era low middle class. Ca educație, mare parte din ele aveau o educație scurtă, de scurtă durată în design vestimentar sau în marketing de modă sau jurnalist de modă. Existase, aia era și perioada în care se deschiseseră tot felul de cursuri de modă, legate de modă în Istanbul. Dar până atunci, publicul țintă pentru genul ăsta de cursuri erau femei seculare. Acum se deschiseseră porțile și pentru, de existau mereu frecușuri, se deschiseseră porțile și pentru cele acoperite, tocmai pentru că creștea acest sector. În termeni, ca vergura afacerii, am spus, nu știu exact cât de mare erau, dar știu că în multe cazuri nu era singura sursă de venit, pentru fie că era necăsătorită, fie că era căsătorită. Existau și alte surse, erau cumva afacerile astea, erau susținute financiar și din alte surse, de obicei familia avea grijă să susțină, să le ajute în costa de afaceri. Pe de altă parte, familiile puneau, fie puneau presiune directă, fie sugerau cumva că lucrurile trebuie să fie într-un anumit fel, tocmai pentru că erau persoane din mediul acesta religios conservator. Nu erau niciodată văzute în primul rând ca antreprenoare, erau mai degrabă fiice, mame, soții și presiunea era să nu depășească foarte, nu iasă foarte tare din cadrul unei vieți modeste, o viață tipică pentru femei religios conservatoare. Deci, pe lângă vizibilitatea lor ca noi actori și o vizibilitate care ține de la nivel estetic, de ce fel de haine au promovat și cum se promovau pe ele și cât de vizibile erau pe social media. Iar genul ăsta de vizibilitate a venit la pachet și cu o critică foarte mare adusă lor și direcționată către ele, mai ales că social media îți permite să comentezi lucruri pe tot felul de postări. Atâta de multe erau intervievate și erau scoase în față de diferite ziare. Tot timpul existau secțiuni care comentau sau alte articole care apăreau în același ziar, care erau condamnate, în genul ăsta de vizibilitate plus critică foarte puternică, era ceea ce marca și afacerile și le marca pe ele la nivel individual. Acum până încep să explic ce fel de dinamică de dileme sunt, mai o precizare. Termenul de modă islamică e v-am pus acolo termenii care sunt folosiți de fapt. Pesepiuri e noțiunea care apare odată cu renașterea islamică, care exact se referă la tipul acesta de văl islamic care e adoptat conștient, nu e forțat asupra ta. Asta e conceptul. Dar dacă vrei să folosești noțiunea de modă islamică, să o traduci în turcă sau să în cazul meu era interesat ce termeni sunt locali, traducerea modă ar fi fost primul termen listat aici. Islamul, dar să dea termen, asta nu e folosit deloc, sau dacă e folosit, e folosit așa, ca ceva extrem de critic, tocmai pentru că aduce direct cei doi termeni, modă și islam. Și nu vrea să vadă nimeni la așa ceva. Mai puțin folosit e cel următor, pesetul modas, adică iarăși combin noțiunea aia cheie din renașterea islamică cu modă și asta e foarte problematică și mai puțin problematică și foarte folosite. Muhafaza chiar unde se înseamnă modul în română e modă conservatoare. Și mai sunt niște posibilități de a denumi hainele astea fără că îl folosim, înseamnă îmbrăcăminte. Deci eviți pe de-a treilea cuvântul modă. Și asta ține important de dilema într-una. Deci de asta sunt prezentarea centrată pe dileme antreprenoriale. Una dintre dilemele principale e nu doar ce fel de haine cumperi, cum numești hainele astea, pentru că în funcție de ce etichete pui, fie ești criticată foarte tare, fie ești acceptată și hainele astea ale tale sunt cumva circulate și recunoscute ca dând posibilitatea măcar să porți niște haine cât de cât apropiate, potrivite. Deci, inclusiv ce termen folosești era foarte precis ales. Putea să se schimbe dacă începeai de afacere și foloseai termenul ăsta de al doilea termen, trebuie moda să puteai să fii extrem de criticată pentru că erai foarte departe de genul ăla de șarfă foarte mare și haină foarte, parmisiuni foarte larg. Dar dacă spuneai că sunt hainele astea pot fi folosite de musulmane practicante, dar făceai precizarea că pot fi folosite sub genul ăla de pardesiu, atunci era, iarăși, evitai tot felul de probleme. Și, iarăși, termenii aceștia listați aici sunt termeni diferiți folosiți pentru a vorbi despre femei acoperite în Turcia. În funcție de ce termen folosești, se cam știe din ce categorie faci parte și cam ce fel de poziționare, fie că ești un musulman practicant, fie ești secular. Deci toți termenii ăștia femeile astea le puteau folosi pentru a se defini și a se poziționa pe piața asta și a se poziționa vis-a-vis de comunitatea din care veneam. Comunitatea care uneori era foarte critică și încerca să le respingă foarte tare. Astea sunt câteva poze de... Trebuia să le arăt mai devreme. De unde s-a plecat? Procesul de estetizare pleacă de la hainele astea foarte largi. Astea sunt poze din anii 80. Hainele astea nu se poartă acum, dar sunt mai degrabă spre periferie, femei mai de jos, cu mai puțin bani, nu au acces designere sunt extrem de strâmte, până la combina un fel de jachetă cu pantaloni foarte strâmți. Când am făcut eu teren, erau foarte puține cei de tinere care purtau hainele astea, așa foarte, foarte strâmte. În ziua de astăzi mi s-a spus că sunt mai multe. Acum câteva poze, până încep să explice că dilemele lor. În pozele astea sunt femeile în care am lucrat eu, sunt poze publice de pe social media. Eu nu prea am făcut eu poze și n-am folosit fără să am permisiunea. Aici am întrebat dacă atâta timp cât le-a spus pe social media și putea să le folosesc și eu am răspuns că da, nu folosesc. Puteți să vedeți că am observat în viața de zi cu zi. Conturi între ele și haine. Iarăși, ca să eviți o altă dilemă, spuneți mai devreme că cum prezinți tipul ăsta de haine poate fi problematic. Ca să eviți tot felul de probleme, încercam să controlez foarte mult ce se posta pe social media și de multe ori erau ele propriile manichine cu hainele lor, tocmai ca să evite. Exista una dintre critici, era nu doar că nu mai sunt ele înțelege femei religioase, dar orup alte tinere și era foarte problematic faptul că aparent încurajau o nouă profesie pentru femei musulmane tinere, a face modeling, fashion modeling. Asta era iarăși o chestie pe care încercau din răsputeri să o evite și una dintre strategii și asta era și ieftină, adică nu a implica niciun cost pentru financiar, era să fii propriul tău model și ce urmează sunt poze cu femei care sunt în același timp producătoare, designer, înțeles, sau creatoarele și producătoarele hainelor acestea. O altă dilemă era legată de ce le-ați văzut până acum sunt extrem de colorate. O altă dilemă era ce fel de culori alegi, cât de mult poate să fie colorat. Strategiile erau foarte diferite. Unele luau tot ce era mai luminos și mai atrăgător, altele aveau niște culori mai palide, mai multe. Conta foarte tare, iarăși, forma inițială trebuia să-ți acopere așezele să fie până la încheieturi. Ori, eu am asistat la dezbaterea furioasă de un centimetru, doi, când se ridica manșeta. Era o problemă foarte importantă. Mie, din afară, mi se părea, dar eu nu înțelegeam despre ce se ceartă atâta. Cât la jbulă, iarăși, era discuție foarte mare. Dacă mai desfaci puțin din eșarfa respectivă, ce fel de materiale folosești, cât de transparente sunt, dacă sunt. Căutatul de materiale era o permanentă problemă. Dacă era mai transparent, trebuia să-i găsești și un dos potrivit, iar și niște energii. Cât de mult te apropii de linia corpului. Când am făcut eu teren, fusta asta, sau genul ăsta de fustă, era super tare dezbătută, pentru că e foarte aproape de corp, chiar dacă e lungă. Ce mai e islamic, unde tragi linia între ce e la modă, ce e islamic, cu genul ăsta de. Dar și culorile astea foarte vii, erau foarte discutate. Gen sau genul de atitudine din poza asta. Aici e cineva, adică designerul este cea care e poză, e modelul pentru poză, dar numai care e o postură care nu e potrivită pentru o femeie modestă, musulmană. Și poza asta a creat super scandal. Aici, la fel, față în haine, un fel de chestii victoriene, de moda victoriană. De asta zic, nu are rost să spui că sunt haine de influențe estice sau vestice, pentru că se tot jucau cu stilistic, cu tot felul de elemente. Poza asta a fost super criticată, nu doar că a combinat niște chestii care nu prea au nicio treabă cu islam, dar a mai pus și mașina dintre strategii era să nu-și aparate față, să fie, spatele, fie în profil, sau o altă strategie era să fie mai multă la un loc. Vina nu era a mea, era un grup acolo, ne descurcam. Da? Am zis că nu doar, deci eu am lucrat foarte mult cu aceste femei, dar am încercat, am avut întâlniri și încercări de întâlniri, mai mult sau puțin reușite, și cu firmele foarte mari, firmele care erau de prin anii 80. Achier e una dintre o astfel de firmă, a pornit de la un mic atelier care vindea eșarfă în cel mai conservator cartier al Istanbulului. Astăzi e una dintre cele mai mari firme, dar pentru musulmancele practicante e o firmă din sectorul acesta de modă islamic. Ori ei nu vor niciun tip astăzi mai fi asociați cu acest tip de modă, vor să fie un fashion brand. Și au schimbat foarte mult strategia și au fost super criticați. Asta pozele astea, ok, îți arată prezinte șarfele, dar nu acoperă deloc. Deci nu mai au treabă cu, de fapt, persoanele care sunt principalilor clienți. Și de aici au fost și boicotați și tot felul de probleme. Dar au mai, dacă mai schimbat doar un catalog la altul, strategiile de marketizare. Ei s-ar fi vrut cumpărați și de către seculari, de femei seculari. Nu, evident, nu există date statistice, dar după ce am vorbit eu, nimeni nu intra în magazinul ăla, atunci articolele știau că aparțin în celuilalt sector. O altă strategie de a evita critica era să promovez haine pe care le pot purta femei musulmane, dar ca să eviți toată discuția asta, era eșarfa legată bine, nu era bine, pur și simplu nu le mai punea eșarfa. Acum astea sunt manechine, nu sunt, chiar dacă sunt în cazul ăsta e turcoaică, dar e seculară, nu nicio treabă. Și seculară, pentru că nu avea nimic în îmbrăcăminte de vreo legătură. Sau o altă strategie e să nu dai capul, să fii doar haine. Aici e chiar designerii să le prezintă, dar am tăiat fotografie și atunci nimeni nu mai are ce să le conteze. O altă strategie era să fie, pur și simplu, să nu existe corpuri, să fie doar niște haine și niște combinații, ale așa era foarte mare și când am făcut pe pereți și acum se distrează toată lumea cum combină, sunt niște programele pe niște aplicații care îți permit să iei diferite produse și să faci combinați. Și erau și premii date. Asta e iarăși designerița care își promovează. Și asta a fost, de fapt, super apreciat, pentru că e foarte largă tâmparea. Și asta e ca exemplu că nu totul era criticat. Și altă strategie era că țineau seminare în care explicau care sunt limitele. Deci, pe lângă toate strategiile astea foarte mărunte de a social media sau afacerile digitale sunt în același timp termenul pentru ele economia atenției. Ca să poți să, și cu atât mai mult ești în sectorul modei. Moda presupune inovare, ca să poți să atragi clienți, trebuie să aduci mereu ceva nou. Dar ori aici sunt niște limite estetice, nu poți să te plimbi foarte mult. Și atunci te joci cu culori, cu forme, dar pe de altă parte când tu ești, îți promovezi propriile produse, că există mereu discuțiile astea cât de potrivite pentru cineva care e și credincios să apară în toate pozele astea. Deci tot felul de... erau... Eu am asistat la dezbateri între femei, cei care făceau și întâlniri în care discutau problemele pe care le au și tot încercau să găsească strategii comune. La... Asta e un seminar cu tinere. Din interiorul modei, dar au fost și la seminarii în care se învățau una altfel cum să folosească setările alea de la diferitele platforme de social media, că se blocheze accesul, adică era un anumit tip de informație pe care o distribuiai pe cele care sunt publice, alt tip de informație pe care o distribuiai pe cele care au tot felul de setări. Îți puteai crea. O altă strategie era să-ți faci un grup de followers în care aveai încredere, pe care știi direct și practice și, pe de altă parte, exista și nu doar că se învățau unele pe alte, se criticau foarte tare în discuțiile astea intragrup și se pornea de la când am plecat eu, noua modă era tocmai pe ideea asta, ca să funcționezi în sistemul ăsta al modei, trebuie să inovezi, trebuie să nu pula târgului, să vii cu ceva care să atragă. Și una dintre chestiile care fusese atunci inventată, nu mai foloseai boneta aia necesară, îți mai scăpa din păr, era o chestie de inovație, dar era super criticată pe motive religioase, sau nu mai legai așa de strâns și îți ieșeau cercei și se vedea puțin din ureche, dar suferai tot felul de consecințe. Sau ridicai, nu știu, manșeta foarte mult în poze. Sau aveai marcuri ce în ce mai strâmte, dar tot timpul se dă. Și dacă vrei să fii ceva astăzi, să fii super criticată 2-3 zile și ori să ștergi, ori să revii cu mine și te până aici și să fii acoperit. Deci era foarte flexibil. Și pe lângă toate strategiile astea bănțele pe care le observ în fac și cercetare, mai exista și un discurs public al lor, care era promovat prin toate mijloacele posibile, un discurs care lega etica de estetică. Practic, ceea ce argumentau ele, ceea ce fac ele din punct de vedere estetic, e în același timp etic. E o datorie a musulmanilor să promoveze, să propovăduiască islamul. Atâta timp când faci genul ăsta de haine care sunt super stilizate, poți, de fapt, să convingi tinere care nu s-ar fi gândit până atunci să adopte hainele astea, tocmai pentru că poți să fii și modernă și religioasă în același timp. Deci, asta era unul dintre argumente. Ceea ce facem noi e islamic corect, convingem pe altele să adopte. Sau tot spuneam că, de fapt, tipul ăsta de haine de la sau a crea haine islamice, tot timpul aici le numeau liniile lui Dumnezeu sau liniile lui Allah sau liniile de secure, folosind conceptul ăla, și le precizau tot timpul, le desenau, ține cum vorbeau, arătau că de fapt sunt acoperite, că sunt... Asta iarăși era o chestie legată de estetică, că estetica e etică atâta timp cât respecti toate legile astea. Asta era la nivel de discurs, dacă era practică, lucrurile se puteau schimba foarte repede și ce mai făceau ca să demonstreze că estetica e etică, nu doar că promovau hainele lor, promovau din social media, răspundeau, nu știu, citate din Coran, tot felul de ce am mai zis profetul astăzi, ce citatul otrăvită în ziua de astăzi, sau acte de pietate ale lor. În fața moschei sau în secțiunea aia moschei dau voie femeile, sau deschiderea magazinului, buticului, venea și un imam și zicea ceva acolo și erau foarte tare promovate fotografiile astea. Numai că reversul, când faci o astfel de promovare susținută pe social media asta, că obligă să fie permanentă promovarea asta, încerci să demonstrezi sinceritatea ta ca persoană religioasă, de multe ori ți-o efecte invers